Luna septembrie, ziua a noua. Sfinții, drepții și dumnezeieștii părinți, Ioachim și Ana. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfântul și dreptul Ioachim a fost din seminția lui Iuda. Notă: Sfântul Epifanie și Sfântul Ioan Damaschin, Cartea a patra, pentru credință, capitolul 15. Sfârșitul notei. Trăgându-și neamul din casa lui David împăratul în acest chip. Din neamul lui Nathan, fiul lui David, s-a născut Levi, iar Levi a născut pe Melhie și pe Pamfir. Pamfir a născut pe Varpafir, iar Varpafir a născut pe Ioachim, tatăl născătoare de Dumnezeu. Acesta petrecea în Nazaretul Galilei, având soție pe Ana din seminția lui Levi, din neamul lui Aaron, fiica lui Matan preotul, care a preoțit în zilele lui Cleopatra și Casopar, împărații perșilor, mai înainte de împărăția lui Irod, fiul lui Antipater. Iar Matan avea femeie pe Maria din seminția lui Iuda din Betleem și a născut cu dânsa trei fiice, pe Maria, pe Sovia și pe Ana. Deci s-a măritat cea din tâi Maria în Betleem și a născut pe Salomea. S-a măritat și Sovia, cea de-a doua, de asemenea în Betleem și a născut pe Elisabeta, maica lui Ioan înainte mergătorul. Iar a treia, Sfânta Ana, maica preasfintei născătoare de Dumnezeu, a fost, precum am zis, soția lui Ioachim în cetatea Nazaret, din pământul Galileei. Această însoțire de neam mare, Ioachim și Ana, viețuind după lege, drepți au fost înaintea lui Dumnezeu. Iar fiind îndestulați cu bogăția cea materialnică, nu erau lipsiți nici de cea duhovnicească. Și așa, cu toate bunătățile se înfrumusețau ei, umblând în toate poruncile Domnului fără de prihană. Iar la tot praznicul deosebeau din averile lor două părți, din care o parte o dădeau lui Dumnezeu la bisericeștile trebuințe, iar cealaltă parte la săraci. Și atât au plăcut lui Dumnezeu, încât i-a învrednicit pe ei să fie născători fecioarei celei fără de prihană, pe care mai înainte a ales-o lui spre maică. Din aceasta este cunoscută viața lor cea sfântă, plăcută lui Dumnezeu și cinstită, că li s-a dat lor fiica cea mai sfântă decât toți sfinții și decât heruvimii mai cinstită, care mai mult decât toți a plăcut lui Dumnezeu. Că nu erau în acea vreme pe pământ alți oameni mai bine plăcuți lui Dumnezeu pentru viața lor cea neprihănită decât aceștia doi, Ioachim și Ana. Altfel, un dar ca acesta nu li s-ar fi dăruit lor dacă nu ar fi prisosit dreptatea și sfințenia lor mai mult decât a altora. Și, precum Domnul avea să se întrupeze din preasfânta, preacurata fecioară Maria, așa se cădea ca și ea să se nască din părinți sfinți și curați. Căci, precum și împărații își fac porfirele lor, nu din postav simplu, ci din pânzeturi țesute cu aur, așa și împăratul ceresc a voit să aibă pe maica sa cea prea curată. Într-o al cărei trup, ca într-o porfiră împărătească, avea să se îmbrace, nu din neînfrânate însoțiri, ca din niște postav prost, ci din părinți curați și sfinți, ca dintr-o țesătură de aur. Maica Domnului a fost preînchipuită mai înainte prin Sfântul Cort, despre care a poruncit Dumnezeului Moise să-l facă din postav mohorât, roșu și din vison, întrucât cortul simboliza pe Fecioara Maria, în care, sălășluindu-se Dumnezeu, după cum este scris, avea să petreacă cu oamenii. Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și el va locui cu dânsii. Apocalipsa 21:3. Deci materialul mohorât și roșu, precum și visonul din care s-a alcătuit cortul, închipuiau pe mama Maicii lui Dumnezeu, care din curăție și din înfrânare, ca și din mohorât și roșu,
iar din dreptatea desăvârșită întru toate vieții lor, ca din vison s-a alcătuit și s-a născut. Cei dumnezeiasca voință a ținut mai întâi multă vreme, fără de fii, însoțirea acestor sfinți. Ca mai apoi, prin zămislirea și nașterea unei fecioare ca aceasta, să se arate și puterea darului lui Dumnezeu și cinstea celei născute și vrednicia părinților ei. Pentru că a face să nască pântecele cel năroditor și sterb, aceasta este puterea darului dumnezeiesc, fiindcă aici nu firea, ci Dumnezeu, cel ce biruiește firea, dezleagă legăturile nerodirii. A se naște din cei neroditori și străini, aceasta este cinstea celei născute, care a ieșit nu din părinți din cei care s-ar fi sârguit la fapte trupești, ci din cei înfrânați ajunși la bătrânețe, căci petrecuseră 50 de ani în însoțire neavând fii. Se arată și aici vrednicia părinților Maicii Domnului, că după lunga lor nerodire au născut pe bucuria a toată lumea. În acest lucru, Sfinții Ioachim și Ana s-au asemănat Sfântului Patriarh Avraam și soției lui, cinstitei Sara, care la bătrânețe a născut pe Isaac, după făgăduință. Iar noi zicem că mai mult decât Avraam este aici, că pe cât este mai mare Fecioara Maria decât Isaac, pe atât mai mare este vrednicia lui Ioachim și a Anei decât a lui Avraam și a Sarei. Dar la această vrednicie nu au ajuns până ce nu au rugat pe Dumnezeu în amărăciunea sufletului lor și în mâhnirea inimii cu mult post și cu rugăciuni. Că înainte merge mâhnirea și apoi vine bucuria. Și înainte mergătoarea cinstei este ocara și povățuitoare spre câștigarea celor bune este cererea, rugăciunea, cu lacrimi către Dumnezeu. Odată, când se mâhneau ei de multă vreme și se tânguiau pentru nerodirea lor, a adus Ioachim daruri Domnului Dumnezeu în biserica Ierusalimului, la un praznic mare, în care toți fiii lui Israel aduceau darurile lor lui Dumnezeu. Iar Isahar, arhiereu fiind atunci, n-a voit să primească darurile lui Ioachim și l-a defăimat când le-a adus, ocărându-l pentru nerodire. Nu se cade a primi din mâinile tale daruri, că ești fără de fii, neavând dumnezeiasca binecuvântare pentru oarecare tăinuite păcate ale tale. Asemenea și un oarecare evreu, din seminția lui Ruben, aducând darurile sale cu ceilalți oameni, a ocărât pe Ioachim zicându-i: de ce apuci înaintea mea, aducând darul lui Dumnezeu? Nu știi că ești nevrednic să aduci cu noi daruri, de vreme ce nu ai lăsat sămânță în Israel? Acestea auzindu-le, Ioachim s-a mâhnit și s-a dus de la biserica Domnului foarte întristat, rușinat și defăimat, și i s-a întors lui bucuria praznicului aceluia în plângere și în tânguire. Și nu s-a întors atunci la casa lui de mâhnirea cea mare, ci s-a dus în pustie, la păstorii turmelor sale, și acolo a plâns pentru două lucruri, pentru nerodire și pentru necinstita defăimare și ocară. Apoi, aducându-și aminte de Sfântul Avraam strămoșul, căruia i-a dat Dumnezeu fiii după ce îmbătrânise, a început a se ruga Domnului cu dinadinsul, ca și el de aceeași binecuvântare să se îndrădnicească, ca a auzit și miluit să fie, ca să se ridice ocara lui dintre oameni și să se dea rod însoțirii lui la bătrânețe, precum oarecând lui Avraam, ca să poată a se numi tată de fii, iar nu ca un neroditor și lepădat de Dumnezeu, sărapt de la oameni ocară. Și a adăugat la rugăciune post 40 de zile, nevrând să guste pâine. Nu voi da, zicea, gurii mele hrană, nici mă voi întoarce la casa mea, ci lacrimile mele să-mi fie mie hrană și pustie această casă, până ce va auzi și mă va cerceta pe mine Domnul Dumnezeului Israel. Asemenea și Ana, femeia lui, în casă șezând, s-a înștiințat că arhiereul nu a vrut să primească darurile lor, ocărându-i pentru nerodire, și că bărbatul ei, de mâhnire lăsând-o pe ea, s-a dus în pustie plângând cu nemângâiate lacrimi. Acum, zicea ea, sunt mai ticăloasă decât toți. De Dumnezeu lepădată,
de oameni defăimată și de bărbat lăsată. Deci de care lucru mai întâi voi plânge? Oare pentru văduvia mea sau pentru nerodire? Oare pentru sărăcia mea sau că nu m-au învrednicit a mă numi maică? Și se tânguia cu amar în toate zilele acelea. Iar o slujnică a ei, anume Iudit, o mângâia, dar nimic nu sporea, pentru că cine putea să o împace pe dânsa? Odată, tânguindu-se, a intrat în livada sa și, șezând sub un copac de dafin, a suspinat din adâncul inimii. Și, ridicându-și cu lacrimi ochii spre cer, a văzut în copac un cuib de pasăre având pui mici. Și de acolo, luând pricină de mai mare durere a inimii, a început a striga: Vai mie cele lipsite, că eu singură sunt mai păcătoasă între fiicele lui Israel. Eu singură decât toate mai defăimată între femei. Toate își poartă rodul pântecelui pe mâinile lor, toate de fiilor se mângâie, iar eu singură sunt străină de acea mângâiere. Vai mie, că toate în biserica lui Dumnezeu se primesc cu darurile și au cinste pentru a lor naștere de fii. Iar eu, singură de la biserica Dumnezeului meu, sunt lepădată. Vai mie, cine mai este ca mine? Nici cu păsările cerului nu m-am asemănat, nici fiarelor pământului, pentru că acelea sunt roditoare înaintea ta, Doamne, Dumnezeule, iar eu, neroditoare, mă aflu. Nici pământului nu m-am asemănat, căci acela răsare și își crește semințele sale și, roduri aducând, te binecuvântează pe tine, Tatăl cel Ceresc, iar eu sunt singură și fără de fii pe pământ. Vai mie, Doamne, Doamne, eu păcătoasa singur am sărăcit de facerea de roade. Tu, cel ce ai dat sarei oarecând la bătrânețile cele prea adânci, fiu pe Isaac. Tu, cel ce ai deschis pântecele Anei, mama lui Samuel, prorocul tău, caut acum spre mine și ascultă rugăciunile mele. Adânai, Savaot, știe o cara nerodirii, deci singur să-mi dezlegi durerea inimii mele și să deschizi gheaburile pântecelui, și pe cea neroditoare să o arăți roditoare, ca pe cea născută în dar să o aducem ție, binecuvântând, cântând și cu un gând slăvind milostivirea ta. Unele ca acestea, cu plângere și cu tânguire grăindu-le, iată îngerul Domnului i s-a arătat ei zicându-i: Ano, Ano s-a auzit rugăciunea ta și suspinurile tale au străbătut norii, iar lacrimile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și iată, vei zămisli și vei naște pe fiica cea prea binecuvântată, pentru care se vor binecuvânta toate semințiile pământului. Prin trânsa se va da mântuire la toată lumea și se va chema numele ei Maria. Deci, auzind aceste cuvinte îngerești, Ana s-a închinat lui Dumnezeu și a zis: Viu este Domnul Dumnezeu, că de voi naște prunc, îl voi da pe el spre slujba lui, ca să slujească și să laude numele lui cel sfânt ziua și noaptea, în toate zilele vieții sale. Apoi, umplându-se de negrăită bucurie, Sfânta Ana a alergat la Ierusalim cu sârguință, ca acolo să dea lui Dumnezeu rugăciunile și mulțumirea sa, pentru cercetarea lui cea milostivă. În același ceas, Arhanghelul Gavril s-a arătat lui Ioachim în pustie zicându-i: Ioachime, a auzit Dumnezeu rugăciunea ta și a voit să-ți dea ție darul său, că iată, femeia ta, Ana, va zămisli și va naște ție o fiică, a cărei odrăslire pe pământ la toată lumea va fi bucurie. Și acesta să-ți fie ție semnul adevăratei mele bunevestiri. Să mergi în Ierusalim, la biserica Domnului, și acolo vei afla, la porțile cele de aur, pe soția ta, Ana, căreia aceeași bucurie i s-a vestit. Deci se mira Ioachim de această bună vestire îngerească și preamărea pe Dumnezeu, mulțumind lui cu inima și cu gura pentru o milostivire ca aceasta. Apoi a alergat de grabă la biserica Domnului, bucurându-se și veselindu-se, și precum i-a zis îngerul, a aflat pe Ana la porțile cele de aur, rugându-se lui Dumnezeu, căreia i-a spus de buna vestire îngerească.
Asemenea și ea i-a spus lui că a văzut și a auzit cele spuse de înger despre zămislire. Deci a preamărit pe Dumnezeu cel ce a făcut cu dânsii o milă ca aceea. Apoi, închinându-i se în Sfânta Biserică, s-au întors la casa lor. Și i-a zămislit Sfânta Ana în ziua a noua a lunii decembrie, iar în septembrie, la 8 zile, a născut pe fiica cea prea curată și binecuvântată, Fecioara Maria, pe începătoarea și mijlocitoarea mântuirii noastre, de a cărei naștere s-au bucurat cerul și pământul. Și a adus Ioachim lui Dumnezeu daruri mari, jertfe și arderi de tot și a fost binecuvântat de arhiereu, de preoți, de leviți și de tot poporul, că s-a învrednicit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci a făcut Ioachim ospăț mare în casa sa și toți se veseleau, lăudând pe Dumnezeu. Crescând Fecioara Maria, o păzeau părinții ei ca lumina ochilor, știind din descoperire dumnezeiască că va să fie lumină a toată lumea și înnoire a firii omenești. Deci o creșteau pe ea precum se cădea aceleia care avea să fie mamă a Mântuitorului nostru, nu numai iubind-o pe ea ca pe o fiică dorită de mulți ani, ci și cinstind-o ca pe o stăpână a lor, pentru că își aduceau aminte de îngereștile cuvinte ce le zise pentru ea și vedeau înainte în duh cele ce erau să fie întru dânsa. Pentru că Fecioara, fiind plină de harul lui Dumnezeu, de același har și pe părinții săi în taină îi îmbogățea, nu într-alt chip, ci precum soarele cu razele sale luminează corpurile cerești, împărțindu-le lor lumina sa. Așa Maria cea aleasă, ca un soare strălucea pe Ioachim și pe Ana cu razele darului celui dat ei, încât erau plini de Duhul lui Dumnezeu și cu dinadinsul credeau împlinirea cuvintelor îngerești. Când era Fecioara Maria de 3 ani, prin dumnezeiască poruncă au dus-o cu slavă în biserica Domnului, petrecând-o cu făclii și au dat-o pe ea lui Dumnezeu ca dar, precum se făgăduiseră. Iar la câțiva ani, după ce a fost dusă în biserică, Sfântul Ioachim a trecut din viața aceasta, având vârsta de 80 de ani. Iar Sfânta Ana, fiind văduvă, a lăsat Nazaretul și a mers la Ierusalim și petrecea aproape de fiica sa cea prea sfântă, rugându-se în biserica lui Dumnezeu. Și petrecând în Ierusalim 2 ani, s-a odihnit în Domnul, având 79 de ani. Deci, o, cât de binecuvântați sunteți, sfinților părinți Ioachim și Ana, pentru cea prea binecuvântată fiica voastră! Încă îndoit sunteți binecuvântați pentru Domnul nostru Iisus Hristos, în care s-au binecuvântat toate neamurile și toate semințiile pământului. Cu drept cuvânt v-au numit pe voi, Sfânta Biserică, părinți ai lui Dumnezeu, pentru că pe cel ce s-a născut din fiica voastră cea prea sfântă, Dumnezeu îl cunoaștem, căruia acum, aproape fiind în cea cerească înainte stare, rugați-vă ca și noi să nu fim depărtați de bucuria voastră care petrece în veci. Amin. Notă. Unii zic cum că Matan, tatăl Sfintei Ana și moșul după mamă al preasfintei născătoare de Dumnezeu, ar fi născut pe Iacov, tatăl lui Iosif Teslarul. Dar aceasta este o greșeală, care mi se pare a fi ieșită de acolo că la Evanghelistul Matei, în capitolul 1, se pomenește despre Matan, tatăl lui Iacov, așa. Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei. Oarecare, socotind că același Matan este tatăl lui Iacov și tatăl celor 3 fiice, Maria, Sovia și Ana, a scris că Matan a născut pe Iacov și pe cele 3 fiice, dar altul este acesta și altul acela. Pentru că acesta a fost din seminția lui Levi, din fiii lui Aaron, preot, iar cel din Evanghelie a fost altul. Acela era din seminția lui Iuda, din casa lui David împăratul, al 23-lea de la neamul lui David și al lui Solomon, despre care Sfântul Epifanie, în cuvântul la nașterea preasfintei născătoare de Dumnezeu, și Sfântul Ioan Damaschin, în cartea 4, cea pentru credință,
în capitolul 15, scriu așa: Din seminția lui Solomon, fiul lui David, s-a născut Matan. Acesta a născut pe Iacov, tatăl lui Iosif, și a murit și a luat Melhi pe femeia lui, pe mama lui Iacov, din seminția lui Natan, fiul lui David, fiul lui Levi, fratele lui Pamfir, care a fost tatăl lui Varpafir și moș lui Joachim, iar preasfintei născătoare de Dumnezeu era strămoș. Și a născut Melhi din mama lui Iacov pe Ili, și era Iacov din seminția lui Solomon, iar Ili era din seminția lui Natan. Deci Ili și-a luat femeie și a murit fără de fii. Iar după dânsul, Iacov, care era fratele lui de o mamă, dar nu de un tată, i-a luat pe femeia lui, deoarece legea poruncea: de va muri cineva neavând fii, să ia fratele lui pe femeia lui și să ridice sămânță fratelui său. Deci după acea lege, a luat Iacov pe femeia fratelui său și a născut pe Iosif teslarul, logodnicul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Și era Iosif fiul amândurora, al lui Iacov după fire, iar al lui Ili după lege. Pentru aceasta, Sfântul Evanghelist Luca, scriind de neamul lui Hristos, a pus lui Iosif pe Ili tată, grăind pentru Hristos, fiind, precum se socotea, fiul al lui Iosif, al lui Eli, al lui Matat. Pe Ili îl pune în locul lui Iacov. Iar acum că Matat preotul, cel ce a născut trei fiice, nu acela era pe care evanghelistul în neamul lui Hristos îl pomenește, din aceasta se arată cu dinadinsul. Sfântul evanghelist Luca scrie pentru Zaharia, tatăl înainte mergătorului Ioan, așa: A fost în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot, anume Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, și femeia lui din fiicele lui Aaron, Elisabeta. Iar pe Elisabeta a născut-o Sovia, fiica lui Matan preotul, și era Matan moș Elisabetei după mamă. Deci, dar fi fost Matan unul și același cu cel din cartea neamului lui Hristos, apoi n-ar fi zis evanghelistul: femeia lui din fiicele lui Aaron, ci cu adevărat ar fi zis: femeia lui din fiicele lui David. De vreme ce Matan, cel din cartea nașterii, era pus nu din casa lui Aaron, ci din a lui David, din sămânța lui Solomon. Dar de vreme ce acest Matan preotul era altul decât cel din cartea facerii, trăgându-și seminția sa nu din David, ci din Aaron, pentru aceea evanghelistul Luca, despre nepoata lui, Sfânta Elisabeta, femeia lui Zaharia, a scris: femeia lui era din fiicele lui Aaron. De aici se dovedește că altul este Matan, cel din cartea nașterii, care a născut pe Iacov, tatăl lui Iosif, și altul este Matan acesta, preotul Domnului, care a născut cel trei fiice, pe Maria, pe Sovia și pe Ana, Maica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Aceasta se înștiințează și de Sfântul Mucenic Ipolit, pe care Nichifor Calist, în Cartea 2, capitolul 3, îl aduce mărturie. Acela, scriind de neamul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pomenește pe Matan preotul, moșul după mamă al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că a născut trei fiice. Dar nu pomenește că acel preot ar fi născut pe Iacov, tatăl lui Iosif, ci numai fiicele, iar fiul niciunul. Încă să mai știm și aceasta, că în seminția lui Iuda și în casa lui David nu erau preoți, ci numai în seminția lui Levi și în casa lui Aaron. Deci Matan acela care este pus în cartea neamului lui Hristos, cum ar fi fost preot, nefiind din seminția cea preoțească, ci din cea împărătească? Arătat este, deci, că altul era tatălui Iacov și altul tatăl celor trei fiice. Nu fără trebuință mi se pare să știm și aceasta, că în așezământul cel vechi a poruncit Dumnezeu să nu-și ia lor femei din altă seminție, nici femeile să nu se mărite în altă seminție, ci fiecare în moștenirea sa să se însoare. Drept aceea, aici se va mira cineva de ce Matan preotul și-a luat femeie din altă seminție, din seminția Iudei. Asemenea și Sfântul Ioachim, fiind din casa lui David, a luat pe Sfânta Ana din fiicele lui Aaron. Oare n-a greșit călcând porunca Domnului? N-a greșit, că deși altor seminții ale lui Israel le-a fost poruncit ca fiecare în al său neam să se însoare și să se mărite, însă, precum Sfântul Epifanie mărturisește, nu era oprită seminția Iudei ca să se unească cu a lui Levi.
casa cea împărătească să fie rudenie cu casa cea preoțească, la care lucru începător a fost cel mai dintâi arhiereu Aaron, care a luat pe Elisabeta, fiica lui Aminadav, sora lui Nason, care atunci era domn în Iudeia. Asemenea și Iodae, arhiereul cel ce a luat pe Iosavet, fiica lui Ioram, împăratul Iudeei, sora lui Ohozie. Aceasta s-a făcut cu rânduiala lui Dumnezeu ca preacurata fecioară să fie fiică și împărătească și arhierească, fiindcă avea să se nască pe Hristos, împăratul și arhiereul. Tot într-o această zi, Sfântul Mucenic Severian. Când împărățea Liciniu, rău credinciosul împărat, și când sfinții 40 de mucenici au fost prinși de Agricola, dregătorul Sevastiei, și aruncați în temniță, era acolo atunci un bărbat pe nume Severian, de neam boieresc, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta, adeseori cercetând în temniță pe sfinții mucenici, îi întărea spre nevoința mucenicească cea pentru Hristos. Iar ei, atât s-au aprins de dragostea cea spre Dumnezeu, încât nici iezerul Sevastiei n-a putut să stingă vopea cea dumnezească din trânsii. Așa au stat, cu un suflet mărturisind numele lui Iisus Hristos înaintea prigonitorului și până la moarte s-au nevoit pentru dânsul. Iar după ce au pătimit și și-au luat cununile mucenicești acei 40 de răbdători de chinuri, atunci a sosit și vremea Sfântului Severian ca să iasă la aceeași nevoință și luptă la care pe alții cu cuvintele îi îndemna. Căci apropiindu-se cleveditorii de dregător, i-au zis: cinstea marilor noștri zei se micșorează în cetatea aceasta de către Severian, care nu numai singur nu-i cinstește pe ei și nu li se închină, dar și pe mulți alții îi sfătuiește să o cărască și să defăimeze pe zei noștri. Și, crezând singur în cel răstignit, îi învață și pe ceilalți la aceeași credință și nu puțin popor atras în urma sa. Deci de nu-l vei pierde pe acesta, apoi toată cetatea se va întoarce după dânsul și se vor mânia zeii pe cetate și o vor lăsa pe ea. Apoi și împăratul, când va auzi despre aceasta, nu ne va cruța pe noi. Atunci Lisie, care înlocuia în drăgătorie pe Agricolae, auzind acestea, a trimis pe slujitorii ca să-l prindă pe Severian și să-l aducă la el. Iar ostașul lui Hristos, neașteptând venirea lor, a mers singur și stând înaintea drăgătorului, a început cu limbă slobodă a grăi către dânsul, zicându-i cu îndrăzneală: oare nu-ți ajunge ție pierzarea ta, o boierule, ci și sufletele noastre voiești să le pierzi și ca pe o dobândă să le dai dracilor tăi? Dar să știi că ai nimerit aici peste bărbați tari, iar nu peste nerăbdători și fricoși. Pentru că mie, precum grește Pavel, învățătorul meu, viața îmi este Hristos și moartea un câștig. Filipeni 1:21. Deci Lisie, auzind aceste cuvinte îndrăznețe ale Sfântului, a tăcut puțin. Apoi, uitându-se la cei ce erau de față și cu mâna arătând spre Severian, a zis cu mânie: luați-l pe el și cu vine de bău crude să-l bateți, ca să învețe a grăi cu blândețe înaintea stăpânirii. Iar Sfântul, fiind bătut, se veselea că s-a învrednicit a lua răni pentru Hristos. Și cuvintele psalmistului, avându-le ca pe o răcorire, în durerile bătăilor sale cânta: pe spatele meu au lucrat păcătoșii, îndelungat-o fără de legea lor. Prigonitorul, văzând că osteniseră slujitorii, iar pe mucenic mai luminat la față și mai îmbărbătat îl vedea, a poruncit să înceteze al mai bate. Apoi a zis către dânsul: iată, poți să cunoști din bătăile ce le-ai suferit că nicio mângâiere, nicio fericire nu îți aduce ție Hristosul tău. Iar mucenicul i-a răspuns: de n-ar fi ochii tăi sufletești întunecați cu întunericul nedumnezeirii, ți-aș arăta ție cât de multe bunătăți îmi mijlocesc mie de la Hristosul meu pătimirile mele. Iar acum ce să mai fac, să aprind celui orb lumina sau să cânt cântare surdului? Că de n-ai fi fost orb și surd, o judecătorule, ai fi cunoscut darul lui Hristos și puterea care mă întărește pe mine. Acestea și multe altele grăind Sfântul, spre mai mare mânie s-a pornit prigonitorul și, spânzurând pe mucenic de un lemn, a poruncit să-i strujească trupul cu unghii de fier. Iar el, într-o acea cumplită durere aflându-se, se ruga zicând: Iisuse Hristoase,
cel ce ai fost răstignit pe cruce și ai surpat mândria vrăjmașului și până acum ești lăudat pentru toate lucrurile tale minunate. Vino ca să-mi ajuți mie și sfărâmă brațul chinuitorului, iar mădularele mele cele rupte adună-le și îmi dă mie ca bine să trec nevoința muceniciei. Deci se schimbau slujitorii care chinuiau pe Sfântul și, chinuindu-l mult, l-au dezlegat de pe lemn și l-au dus în temniță după porunca prigonitorului. Iar Sfântul Mucenic, mergând la temniță, prea dulceritor s-a arătat și, ca și cum nu simțea durerile, se lăuda cu rănile cele suferite pentru Hristos. Și, mergând prin mijlocul cetății, grăia către mulțimea poporului ce privea la dânsul, cu față luminoasă și cu glas dulce, arătându-și rănile sale. Priviți-mă, oamenilor, și înțelegeți în ce fel de bună norocire sunt acum. Vouă socotesc, vi se pare că sunt mai ticălos și mai mișel decât toți, că nu numai de dregătoria mea cea vremelnică și de bogăție m-am lipsit, ci și de singura sănătatea mea. Dar eu sunt cu mult mai fericit decât voi toți, pentru că rănile mele acestea pentru Hristos Iisus, Domnul meu, îmi sunt mai dulci decât toate dulcețile cele pământești. Curgerea aceasta a sângelui și rușinea mai cinstită mi este mie decât porfirea împărătească. Chinul acesta mai primit îmi este mie decât toate desfătările voastre pe care voi le iubiți. Iar decătoria mea din tâi și bogăția ce era, au nu este deșertăciune, praf și înșelăciune a lumii acesteia, pe care eu ca o tină de la picioarele mele o scutur, suindu-mă la cea mai mare vrednicie mucenicească și luând bogăția cea neîmpuținată. Pentru că și numai a mă numi eu mucenic al lui Hristos, mai slăvit îmi este decât împărătășile titluri, și a mi se răpi bogățiile mele pentru Hristos, mai de mult preț și mai bogat lucru mi este decât visteriile tuturor împăraților celor pământești. Dar unde mai socotești sănătatea mea cea trupească, tăria alcătuirilor, frumusețea feței ce era mai înainte? Au nu-i o durere, o slăbănogire și ceva de care nu-și poate cineva face idee? Căci când mădularele mele acestea nu erau rănite pentru Hristos și sângele nu se vărsase, îmi erau ca niște legături și temnițe sufletului meu și nu ca niște mădulare ale mele. Iar acum, când pentru Hristos se taie, îmi sunt mie adevărate mădulare. Acum, trupul meu este sănătos și tare. Când pentru Hristos se bate, frumusețea mea este cu mine, când mă vedeți pe mine neavând chip omenesc, ci cu totul sunt ca o rană, precum și Domnul meu Iisus Hristos de la picioare până la cap a fost rănit. Și cu atât mai mult mă bucur în pătimirile mele, cu cât împlinesc în trupul meu ceea ce a lipsit pătimirii lui Hristos. Voi, cei ce vedeți rănile mele, să vă gândiți la răsplătirile care vin pentru dânsele. Nu este cu putință nici a ajunge cu mintea, nici a spune cu cuvintele bunătățile acelea pe care împăratul cel fără de moarte le dă și acum celor ce pătimesc pentru dânsul și la ceruri le păstrează pe ele în veci. Și numai a pătimi pentru dânsul este dulce, dar a muri pentru dânsul este și mai dulce. O, prietenilor, de este aici cineva de-ai noștri, de vă aflați careva din credincioșii robii ai lui Hristos, în mijlocul acestui popor necredincios, văzându-mă pe mine așa răbdând pentru Domnul, întăriți-vă inimile voastre, îmbărbătați-vă și să nu fiți fricoși, ca nu cumva să vă rupă pe voi de la preadulcele Iisus, Domnul nostru, vreun chin. Să nu vă înfricoșeze pe voi sabia cea spre voi ascuțită, cuptorul cel înfocat sau furia fiarelor. Să nu vă amăgească pe voi îmbunarea chinuitorului, făgăduința darurilor sau boierilor. Pe acestea toate să le călcați cu picioarele voastre ca pe niște gunoaie, ca să împărățiți cu Hristos. Acestea grindu-le el, îl urma multă lume ascultând cuvintele lui cele folositoare, până ce a fost dus la temniță și aruncat fiind întrânsa, dănțuia ca într-o cămară luminoasă. Sărutând locul acela, pe care sfinții 40 de mucenici pentru Hristos, cei cu care vorbea, mergând mai înaintea deseori la ei în temniță, au șezut. Iar închis fiind în temniță, a petrecut întrânsa 5 zile și iar a fost scos la judecată. Iar Lisie, ca un lup îmbrăcat în piele de oaie, se arăta a fi milă de sfânt și cu vicleșug a început a grăi către dânsul. Știu toți zeii, Severiane, că mi-e jale de tine și foarte mă minunez că tu, om bun fiind și frumos la chip și cinstit,
De bună voie te lipsești de lumina aceasta dulce. Laud tăria și bărbăția ta dacă ai fi folosit-o pe aceasta împotriva vrăjmașilor. Dar a te lupta cu fierul, cu focul, cu fiarele și cu pietrele și a-ți pierde puterea ta este lucru fără de minte cu adevărat. Că iată, virtutea ta este sfârmată și trupul zdrobit. Acestea le zicea nelegiuitul, vrând cu vicleșug să amăgească pe adevăratul plăcut al lui Hristos. Însă el cu bărbăție i-a răspuns: Nu-ți fie milă de trupul meu cel rănit de bătăi, ci de voiești, mai mari munci încă adaugă-i. Nu numai să-l bați și să-l strujești, ci și cu pietre strivește-l și cu foc arde-l. Și orice voiești și poți, fă. Dar să știi că nu mă vei întoarce pe mine de la Dumnezeu și mai degrabă tu te vei osteni muncindu-mă pe mine decât eu răbdând pentru Hristosul meu. Prigonitorul, lepădând vicleșugul, s-a plecat iar la obișnuita sa mânie și a poruncit să bată pe Sfântul cu pietre peste gură zicându-i: Nu purta pe Hristos pe limba ta, nici supăra urechile boierului cu pomenirea numelui aceluia. Iar Sfântul, cu gura sfărâmată de lovitura pietrelor, a răspuns: Ticălosule, cela ce în sufletul tău ai făcut lăcașii diavolilor, nici cu auzul nu poți suferi numele lui Hristos. Apoi iar a poruncit prigonitorul să-l spânzure și cu unghii de fier să-i strujească trupul. Deci, fiind cumplit strujit, Sfântul a grăit. Singura rană care o socotesc că este grea este aceea de a mă despărți de Hristos. Iar acestea toate îmi sunt mie mai mult dulceață decât durere, pentru că despărțindu-mă de cele pământești, mă unesc cu Hristos. Iar boierul a zis către dânsul: Severian, jertfește zeilor și te voi scăpa de munci. Sfântul nu i-a răspuns niciun cuvânt, ci încetişor în sine grăia: Nu sunt vrednice pătimirile lumii de acum, de slava ce va să se arate. Iar dregătorul, socotind că este o cară aceea că nu-i răspunde, alt chin a scornit asupra lui. Luându-l pe el de pe lemn, l-a dus la zidul cetății și a legat o piatră grea de grumaj și alta de picioare și, încingându-l cu o funie pe la mijloc, a poruncit să-l spânzure. Și așa spânzurat fiind, Sfântul și-a dat sfântul său suflet în mâinile punătorului de nevoință Hristos, Domnul său. Iar sfântul lui trup, oarecare din credincioși luându-l noaptea, l-au dus la moștia sa. Iar când s-au apropiat de satul în care era casa Sfântului Severian, cu psalmi și cu cântări ducându-l cu cinste, atunci a ieșit într-o întâmpinare lui tot poporul, bătrânii și tinerii cu sârguință, unii pe alții întrecându-se, care mai de care să ia binecuvântare de la mult pătimitorul lui trup. Rămăsese în casă numai femeia unei slugi a lui, plângând deasupra trupului bărbatului său, pentru că unul din robii Sfântului Mucenic murise atunci și zăcea neîngropat. Deci se tânguia pentru dânsul femeia lui, zicând către cel mort de parcă ar fi fost viu: Iată, stăpânul nostru se apropie de casă și toți au ieșit în întâmpinarea lui. Numai tu nu ieși și nici eu, din pricina ta. Scoală-te deci și mergi să întâmpini pe stăpânul tău. Acestea grăindu-le ea cu plângere, îndată s-a sculat mortul ca din somn și a mers înaintea moaștelor Sfântului Mucenic Severian și întâmpinându-l a căzut la sfintele lui moaște, cu bucurie sărutând pe stăpânul său. Deci tot poporul, văzând pe mort înviat prin venirea mucenicului, s-a minunat și a proslăvit pe Dumnezeu și cu mai mult o sârdie s-a lipit de sfântul. Dar era între dânsii nedumerire pentru îngroparea trupului sfântului, neștiind unde să-l pună. Unii ziceau că acolo, iar alții că în altă parte, este loc cuvincios pentru îngroparea lui. Și era pe moaștele sfântului o cunună de flori frumos împletită și iată, fără de veste, a venit un vultur și apucând cununa aceea, a zburat încet și nu departe a șezut. Iar poporul mergea după el și, apropiindu-se de vultur, el iar a zburat mai departe cu cununa aceea. Iar ei îl urmau și așa i-a dus pe ei până la pustia din apropiere și a șezut pe un munte înalt la un loc foarte frumos. Și acolo, punând acea cunună, a zburat de la ochii lor. Iar lumea, găsind cununa pe munte, a cunoscut că acolo vrea Dumnezeu să pună trupul Sfântului Mucenic. Și luându-l pe el cu cinstea cea cuvincioasă, l-au îngropat pe muntele acela. Iar la mormântul lui s-au tămăduit mai apoi mulți bolnavi. Și cel care a înviat și a ieșit în întâmpinarea Sfântului a trăit după învierea sa încă 15 ani, șezând lângă mormântul stăpânului său,
După aceea, copacul s-a sfârșit, iar noi, auzind toate acestea, se cuvine să lăudăm pe Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, fericitul Nichita ascunsul, pe care l-a văzut Sozont diaconul. Plăcutul lui Dumnezeu cel ascuns, fericitul Nichita, care se numea Hartularie, s-a născut în Constantinopol, din părinți de neam bun. El, trăind în lume și slujindu-l lui Dumnezeu în taină, i-a plăcut lui într-atât încât și ușile bisericii se deschideau singure, când venea în miezul nopții la rugăciune și sfeșnic aprins nu de mâini omenești, îi lumina lui. Despre el se cuvine a ști următoarele. Un preot drept credincios, cu un diacon cucernic, câștigaseră dragostea cea după Dumnezeu unul către altul. Iar după câtva timp, prin drăcească bântuială, dragostea lor s-a schimbat în vrajbă. Și numele diaconului era Sozont, iar preotului nu-i se știe numele. Deci multă vreme petrecând ei în vrajbă, s-a întâmplat de a murit preotul în mânia aceea. Atunci diaconul a început a se tulbura cu gândul și a fi mustrat de conștiință că nu-și dezlegase mânia prin iertare. Deci s-a dus să caute un părinte duhovnicesc căruia să-i poată descoperi neliniștea sa. Și străbătea locurile cele pustii, căutând doctor pentru rana inimii sale. Și aflând pe un stareț sporit în fapte bune, mare și sfânt, i-a mărturisit aceluia păcatul mâniei și al vrajbei pe care a avut-o cu preotul și i-a cerut iertare. Iar starețul i-a grăit lui: tot cel ce cu credință cere, primește, și celui ce bate, îi se deschide. Și bine faci, frate, grijindu-te de grabnica dezlegare a acelui mare păcat. Să-ți ajute ție Domnul, însă nu stă în puterea mea, o fiule, ca să te împac pe tine cu cel mort. Drept aceea, întoarce-te la Constantinopol de unde ai venit și la biserica mare a Sfintei Sofiei mergând, să stai noaptea lângă frumoasele uși cele mari și pe care îl vei vedea mai întâi venind de la uși, să te închini lui și să-i spui de noi, dându-i această scrisoare pecetluită și îți va fi dânsul ocârmuitor în păcatul tău. Iar diaconul, împlinind această poruncă a părintelui său duhovnicesc, a mers în cetate și noaptea târziu a ajuns la ușile bisericii Sfintei Sofia și a stat așteptând venirea feței cele neștiute. Și iată, a văzut pe un bărbat apropiindu-se și acela era fericitul Nichita, despre care ne este nou cuvântul. Diaconul, închinându-i se aceluia și sărutându-l în Domnul, i-a dat scrisoarea starețului și a spus lui mâhnirea sa. Iar bărbatul acela, ascultând cele spuse de diacon și citind scrisoarea de la stareț, se tânguia zicând: cine sunt eu, un nimic, ca să îndrăznesc a face lucrul cel ce covârșește puterea mea? Însă, cu rugăciunile celui ce te-a trimis pe tine, nădăjduind, mă voi nevoi, pe cât îmi va ajuta Dumnezeu la lucrul ce mi se poruncește. Aceasta zicând, a stat înaintea ușii și mâinile spre cer ridicându-și, se ruga în șoaptă. Apoi, plecându-și genunchii și lipindu-și capul de pământ, a făcut rugăciune încet și după puțin sculându-se a zis: deschide lor, Doamne, ușa milostivirii tale! Și îndată ușa cea din tâi singură s-a deschis, iar el, luând pe diacon, a intrat în tindă și de ușile bisericii apropiindu-se, a zis diaconului: aici să stai nemișcat! Iar el a făcut închinăciune pe pragul bisericii și s-a deschis ușa singură și a intrat înăuntru. Și când stătea în mijlocul bisericii rugându-se, un sfeșnic luminos atârnat de bolta bisericii ce se afla deasupra capului lui s-a pogorât și a luminat toată biserica. Apoi a mers la jertfelnic și acolo la fel ușile s-au deschis singure. Și plecându-și capul și rugându-se în tăcere, a ieșit la diacon, iar ușile toate s-au închis singure. Văzând aceasta, diaconul s-a înspăimântat și nu îndrăznea să se apropie de bărbatul acela, pentru că o frică mare îl cuprinsese pe el
și fața aceluia o vedea ca o față de înger preaslăvită de rugăciune. Și gândea în sine diaconul, nu cumva acesta pe care îl văd este înger, iar nu om? Chiar nici aceasta nu s-a tăinuit de bărbatul acela, pentru că a zis către diacon, de ce te tulburi pentru mine cu cugetul omule? Să crezi că și eu sunt un om zidit din țărână, născut din sânge și carne, crescut în casă luminoasă și în această cetate. Însă darul lui Dumnezeu lucrează și în cei neputincioși. Să mergem pe calea care ne este nouă înainte. Și au mers la locul unde se făcea târgul, iar diaconul mergea după el. Apoi, ajungând la biserica Maicii Domnului, iarăși cu rugăciune s-au deschis ușile și au intrat în biserică. Și rugându-se, apoi au ieșit și ușile s-au închis singure. Iar diaconul, privind la aceea, nu făcea nimic altceva fără numai încetinel zicea cu spaimă în sine, Doamne miluiește! După aceea, merseră la biserica Vlahernei și adeveri mai în urmă diaconul că atât de iute era mergerea lor pe la biserici, precum ar fi zburat o pasăre. Sosind ei la ușile bisericii Vlahernei, când bărbatul acela a făcut rugăciune cu lacrimi, îndată ca și la celelalte biserici, s-au deschis ușile de la sine. Și, punând pe diacon în uși și poruncindu-i să privească cu din adinsul înăuntru, a intrat singur în biserică și, plecându-și genunchii, se ruga cu o sârdie. Iar diaconul, stând în ușă și privind, a văzut o lumină care scălda toată biserica cu strălucirea ei. Și un diacon luminos, ieșind din altar, tămâia atunci toată biserica. Iar după puțin timp, a văzut o ceată de preoți îmbrăcați cu haine albe, ieșind din altar în mijlocul bisericii. Apoi, a văzut altă ceată de preoți îmbrăcați în veșminte mohorâte și toți cântau, adunându-se împreună în mijlocul bisericii, cântări foarte frumoase și alese, din care nici una n-a putut diaconul să învețe, decât numai Aliluia. Deci bărbatul acela, sculându-se de la rugăciune, a zis către diacon, frate, să intri înăuntrul bisericii fără de temere și spre ceata cea de-a stânga privind, ia aminte la preoții ce stau, doar vei cunoaște pe preotul acela cu care ai avut vrajbă. Iar diaconul, intrând cu cutremur și apropiindu-se de omul lui Dumnezeu, privea spre ceata cea din stânga și n-a aflat pe preotul cel căutat. Apoi, bărbatul cel în chip de înger a poruncit diaconului să ia seama la ceata preoților din dreapta. Și, cercetând diaconul, a văzut pe preotul acela cu care avea vrajbă și l-a arătat pe dânsul cu degetul omului lui Dumnezeu. Iar el a zis diaconului, mergi de spune preotului pe care l-ai cunoscut. Nichita Hartularie stă afară și te cheamă pe tine să vii la dânsul. Diaconul, mergând după porunca lui, a luat pe preot de mâna dreaptă și l-a dus la omul lui Dumnezeu, care ieșise afară din biserică. Iar el, căutând spre dânsul cu ochii blânzi, i-a zis cu glas lin, cucernice preot, să vorbești cu fratele tău, diaconul, și să dezlegați vrajba pe care ați avut-o între voi. Și îndată preotul și diaconul, unul la altul și-au plecat genunchii și cu deplină sărutare și-au dezlegat vrajba. Deci preotul, dând iertare, a intrat în biserică și a stat în ceata sa. Iar omul lui Dumnezeu, Nichita, pe pragul bisericii a făcut închinăciune și îndată ușile bisericii s-au închis. Și luând pe diacon, s-au dus înapoi de unde veniseră. Apoi, mergând o parte de cale, a zis către diacon, frate Sozont, mântuiește-ți sufletul tău și îl adaugă pe el spre al meu folos. Iar părintelui ce te-a trimis să-i spui, curăția sfintelor tale rugăciuni și îndrăznirea cea către Dumnezeu poate și pe morți a învia. Acestea zicând, s-a dus de la ochii diaconului. Iar diaconul, închinându-se la locul acela unde au stat picioarele minunatului bărbat, a mers la stareț înspăimântat, dar bucuros, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu că s-a învrednicit prin acel uimitor și minunat chip, a se împăca cu preotul adormit. Cu rugăciunile acelui rob ascuns al lui Dumnezeu, Nichita Hartularie, care viețuind în mijlocul poporului și al gâlcevilor, a plăcut atât de mult lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, sfinții cuvioși Chiriac de la Tazlău și Onufrie de la Vorona.
Cel mai mare pusnic ce s-a nevoit în jurul mănăstirii Tazlău a fost Sfântul Cuvios Chiriac. Acest bărbat purtător de Hristos era fiul de țăran din partea locului. Apoi, intrând în obștea mănăstirii Tazlău, a întrecut pe ceilalți călugări cu smerenia, cu rugăciunea și cu sfințenia vieții. Pentru aceasta, deși nu voia să primească darul preoției, s-a făcut multora dascăl și povățuitor către Hristos. Deci, dorind să ajungă la măsura desăvârșirii, s-a retras la liniște pe muntele numit Măgura Tazlăului. Și acolo, împreună cu alți sihaștri, s-a nevoit 10 de ani în plăcere de Dumnezeu și petrecere îngerească. Acest cuvios, în puțină vreme, a sporit atât de mult că ajunsese la măsura marilor părinți sihaști. Căci se ruga neîncetat cu priveghere de toată noaptea și cu izvoare de lacrimi și se hrănea doar cu pezmeți și cu fructe de pădure. Pentru aceea, din tinerețe se odihnea întru el darul Sfântului Duh și se învrednicise a cunoaște cele viitoare și a izgoni duhurile cele rele din oameni. Văzându-se înconjurat de mulți ucenici, Sfântul Chiriac a înălțat pe munte, alături de chilia sa, un mic altar de rugăciune, în care se ruga ziua și noaptea și unde mărturisea pe fiii săi duhovnicești. Căci atât călugării, cât și credincioșii, îl cinsteau încă din viață ca pe un sfânt și făcător de minuni și alergau cu evlavie la chilia lui. Munții Tazlăului, ai Nechitului și Tarcăului, adăposteau nu puțini ucenici ai acestui mare dascăl al liniștii. Astfel, îngerește viețuind și ajungând la adânci bătrâneți, Sfântul Chiriac Sihastrul și-a dat sufletul în brațele lui Hristos, lăsând în urmă mulți fii duhovnicești. Cinstitele sale moaște s-au așezat de ucenici într-o peșteră pe Măgura Tazlăului și multe minuni de vindecare se făceau prin ele. Pe acest cuvios l-a cunoscut încă din viață și Sfântul Mitropolit Dosoftei și i-a sărutat moaștele, precum însuși mărturisește. Apucat am în zilele noastre părinți înalți la podvig, adică nevoință, și plecați la smerenia adâncă. Pe părintele Chiriac de la Bisericani și pe Chiriac de la Tazlău. Iar în Patericul Sfinților Moldoromâni, anul 1888, se scrie despre acest cuvios. Asemenea, tot într-o această vreme, în anii 1660, s-a nevoit sihăstrește și alt preacuvios părinte Chiriac. De la schitul Tazlăul, și tare mult s-a luptat împotriva vrăjmașilor celor nevăzuți și desăvârșit i-a biruit și se prăznuiește la decembrie 31 de zile. Spre sfârșitul secolului 17, abătându-se asupra Moldovei grele primejdii și pădurile umplându-se de oameni în bejenie, moaștele Sfântului Chiriac s-au împărțit între credincioși, pentru a nu fi profanate de păgâni. Astfel, peștera de pe muntele Măgura s-a lipsit de un odor sfânt ca acesta. În anul 2008, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat cu zi de prăznuire 9 septembrie. Tot în această zi îl prăznuim și pe Sfântul Onufrie de la Vorona. Acest mare sihastru era împreună nevoitor și sfetnic al Sfântului Paisie de la Neamț, fiind de o măsură și de o vârstă cu dânsul. Înainte de a intra în nevoința monahală, a fost guvernator al unei provincii din Rusia, iar în jurul anului 1749, a venit în mănăstirile românești. La început a stat pe lângă Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, iar mai apoi a viețuit și la Dragomirna, pe lângă Sfântul Stareț Paisie Velicicovski. În anul 1764 s-a retras în obștea schitului Sihăstria Voronei. Nevoința lui era desăvârșită ascultare, în tăcere și neîncetată rugăciune. Mâncare primea după apusul soarelui, iar noaptea a țipea pe un scaun până la 2 sau 3 ore. Și atât de mult a crescut în viața duhovnicească, încât toți se foloseau de trăirea lui și îi cereau să se roage pentru ei. Cea mai aleasă faptă bună a cuviosului Onufrie era neîncetata rugăciune, pe care în puțină vreme o deprinsese în chip desăvârșit. În obștea schitului din Poiana Voronei, nu era în acea vreme un lucrător al rugăciunii lui Iisus mai iscusit ca smeritul schimonah Onufrie. Dobândise încă și darul lacrimilor și cu harul lui Hristos avea mare bucurie și mângâiere duhovnicească. Însă despre toate acestea nu vorbea niciodată nimănui.
învrednicindu-se de darul preoției, Sfântul Onofrie era slujitor ales al celor sfinte și duhovnic al multor sihaștri din pădurile Voronei. Și era înțelept în cuvânt, blând și cunoștea mai mult decât toți ispitele vrăjmașului. Astfel, numele lui se făcuse cunoscut peste tot și însuși Sfântul Paisie îl cerceta din timp în timp pentru cuvânt de folos. Fiind încredințat prin oarecare semne dumnezeiești, în anul 1764, cuviosul Onofrie s-a retras la pustie în codrii de pe lângă sihăstria Voronei. Acolo, într-o peșteră pe malul râului Bahlui, s-a nevuit singur în neștiute osteneli duhovnicești timp de 25 de ani, ajungând făcător de minuni și înainte văzător. Apoi, săvârșind călătoria acestei vieți și cunoscând dinainte ceasul mutării sale, și-a dat fericitul său suflet în brațele lui Hristos și a fost înmormântat alături de chilie, în livadă sub un măr. Odată, mergând iarna la vânătoare în pădurile Voronei, domnitorul Moldovei, Mihail Sturza, care avea o fiică bolnavă de epilepsie, a ajuns până la sihăstria marelui pusnic Onufrie. Acolo a găsit în zăpadă un măr mare nestricat pe mormântul cuviosului. Din acesta, mâncând acasă copila bolnavă, îndată s-a vindecat de boală. Văzând domnul țării minunea petrecută cu fiica sa, a dorit să fie scoase din mormânt moaștele Sfântului Onufrie și să se așeze cu cinste în altarul bisericii din mănăstirea Vorona. Despre acestea se scriu următoarele pe sicriașul în care se păstrează moaștele. 1846, mai 9. În vremea egumeniei părintelui Rafail, arhimandrit și stareț la mănăstirii Vorona, pe moșia acestei mănăstiri, în fundul moșiei, spre hotar în pădure, se găsește o sihăstrie de 100 de ani însemnată, unde s-au nevoit mulți părinți călugări, din care cel mai însemnat s-a aflat părintele nostru Onufrie. În anul 1846, când au venit înălțimea sa Mihail, domnitorul țării, la noi la mănăstire aici, și aceasta nu ne este nou cunoscut cum s-au înțeles sfinția sa, părintele Rafail starețul, cu domnitorul, în pricina dezgropării oaselor cuviosului Onufrie, ci deodată m-am pomenit cu o poruncă în care mi se poruncea că eu, dinpreună cu părinții duhovnici Gavril, Irinarh și Onisifor și un vătaf bătrân Mirean, să mergem pe taină la numita sihăstrie mai din sus. Și mergând, am început a săpa mormântul și la o adâncime de 4 palme am aflat oasele. Toate erau învăluite cu mușchi de pământ și, scoțându-le afară, la cap am aflat o lespejoară de piatră, în care arăta de când a răposat cuviosul, 57 de ani în mormânt. Și aducându-le la mănăstire, ni s-a poruncit de a-mi făcut panihida pentru cuvios în fața domnitorului și aceste oase de atunci stau neîngropate până acum. Mai apoi, în anul 1856, Sfântul Onufrie s-a arătat de mai multe ori arhimandritului Iosif Vasiliu, starțul mănăstirii Vorona, și a poruncit să-i ducă moaștele în biserica din sihăstria Voronei, unde se găsesc și astăzi, fiind așezate spre închinarea credincioșilor creștini. Iar Sfântul Onufrie, din lăcașurile cerești unde se veselește cu toți bineplăcuții lui Dumnezeu, mijlocește cu rugăciunile sale pentru cei care îi cer ajutorul cu credință. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.